Ai, tremulho. E ultima dată când sunt în această mașină cu tuțe mici. Mulțumesc. Care e cea mai mare temere a ta în momentul ăsta? Anestezia. De ce? Că n-am mai avut niciodată și e teama de necunoscut mai mult. Nu mi-e teamă de domnul doctor, știu că este cel mai bun. De 4 ani mi-am dorit să mă operez la dumneavoastră. Când a început asta? 2017. De ce? După ce am văzut-o pe Gina. Am fost convinsă că domnul doctor e cel mai bun din rezultatele sale și pur și simplu mi-a inspirat încrederea că intru în acea sală fără temeri și ies cu un corp perfect. Așa cum mi l-am dorit. Poate sună superficial, dar lucrurile astea afectează în multe aspecte ale vieții și mai ales în partea socială. Ca model te lovești de destul de multe lucruri. Emoții! Nu știu să mai zic. Hai, fugi! A găsit momentul în plantele tale. Abia aștept. Am stabilit. Ok. Ești gata? Da. Treabă? Bine. Gata. Arată foarte bine. Bun. Punem un pansament curat care poți să faci duș. Poți să curgă apă, nu te speli efectiv pe... Ce înseamnă? Deci știi că chestia asta se freacă toate țesuturile. Mm-hmm. Până se formează capsula, simți că se mișcă implantul, că îți curge ca un fel de lichid. Înapoi vei simți un junghi, alt junghi, până se, totul se așează, coastele, mușchi, totul o să urmați multe chestii noi. Cu toate că primele zile ale recuperării nu au fost deloc ușoare. Pe măsură ce acestea treceau, corpul meu se acomoda mai mult și mai mult. Cu noile prietene, aș putea spune. Mă simțeam din ce în ce mai feminină și eram din ce în ce mai fericită cu imaginea din oglindă. Este o senzație complet de nedescris. Și ca la orice este nou, de altfel, temerile nu întârzia să apară. Desigur, cu privire la fiecare senzație resimțită cât de mică. Însă, cu răbdarea domnului doctor și cu câteva explicații, am reușit să trec peste și să înțeleg faptul că procesul de recuperare este unul lung și corpul are nevoie de timp. În urma pozilor am primit un mesaj de la o prietenă care a avut și ea o operație din implantul nereușită la alt medic, care îmi spunea că sunt destul de apropiat și m-a speriat cu o problemă pe care a avut-o ea, respectiv sinmastia. Într-adevăr, simastia este poate fi o complicație redutabilă. Între sine există o distanță, este un șans, să-i spunem, care poate să fie mai mare sau mai mic. În această zonă, pielea ar trebui să fie lipită de mușchi, iar mușchiul lipit de os. Distanța asta este variabilă, poate să fie 1 cm, poate să fie 3-4 cm, în funcție de dispoziția sânului pe toracea fiecarei persoane. În acest șans dispare, apare simastia, dar asta înseamnă practic că nu este niciun fel de delimitare între sân, practic ca și cum ar fi un sân mare, care pielea vine de pe un sân pe celălalt, fără să fie această delimitare între sân. Câte vreme există un șans, chiar dacă are un centimetru, e ok. În mod normal trebuie să fie undeva la 2 cm, să fie două degete între sân, dar poate să fie și mai mică această distanță. Ea dispare cumva de operație din cauza edemului, din cauza umflăturii, este posibil ca distanța să se micșoreze. Însă la un moment dat, pe măsura evoluției, 2-3 de zile, se definește foarte bine din nou distanța. De obicei, pacientele apreciază o distanță mai mică între sâni, un șans mai mic decât unul foarte mare dat de distanță. Dar în niciun caz nu e vorba de simastic. Par mult mai natural din punctul meu de vedere. Îmi plac foarte mult așa apropiați și mi se pare că le dă și posibilitatea de a părea mai plin. Da, în mod natural așa trebuie să fie. O distanță 1-2 cm bine definită între cei doi sâni, iar sânii să pară că sunt simetrici și
Eu, de exemplu, după operație, îmi simțeam pielea foarte umflată între sân și ulterior s-a așezat din nou. Da, ține cont că 2 luni de zile sunt doar minimum de timp necesar ca să considerăm vindecată operația pe dinăuntru și pe din afară. Urmează o perioadă până la 6 luni de zile, poate până la un an, în care s-ar afla de rezultatul. Sânii vor deveni mai supli, țesuturile vor deveni mai moi, mai suple, mai mobil atunci considerăm. Practic, când vei putea să dormi pe burtă fără nicio problemă, poți să știi că partea 2 este vindecată nouă.